Târgul poartă sugestiv numele de piața țărănească, 100% natural, tradițional. Constanțenii sunt invitați să guste din cârnați, pastramă de vițel, brânză de burduf, caș, dulciuri sau palincă tradițională de Maramureș. Produsele astea, zic, naturale, eu știu, așa ori fi, nu ori fi. Naturale sau naturale? Cum sunt? Le-ați gustat? Nu știu, nu le-am gustat. Dânsul poate să spună cum sunt. Ce cumpărați? Eu vreau să cumpăr niște țuică. Sau palinde. Clienții se lasă pe mâna producătorilor și fac un efort financiar în speranța că vor pune pe masă produse 100% naturale. Sperăm să fie naturale, au un alt gust, se păstrează mai bine. Pe lângă pastrama de vițel, constanțenii mai pot găsi salam de casă, telemea în coajă de brad, precum și produse din carne de oaie și porc. La târg pot fi achiziționate și obiecte vestimentare din portul tradițional al diferitelor regiuni din România. Avem brânză de burduf, urdă, dulce, telemea de oaie proaspătă, veche, caș, dulce, puțin sărac, cașcaval, caș afumat. Ce se face la noi, în zona noastră? Târgul dedicat special Marii Sărbători a Constanțenilor, Sfinții Constantin și Elena, este deschis zilnic între orele 9 și 20 până duminică.